De pași. Vom trăi un vis ferice, în grămeane vor fi încânt, singurate ce izvoare, rând abatere de vânt. Vați fi demisi hârstiți, cu noi cântiți mușati, izvorul pontivani cântă și vintul adio stibati. Adormind de armonia, codrului bătut de gânduri, flori de tei deasupra noastră o să cadă rânduri, rânduri. V-ați dormim tu codrul verdi, sub umbra ți-a ditei, și licii, ca mintuieri, va scadă, gârdei, gârdei. Programul elevilor de la Liceul Teoretic Grigore Moisil se încheie cu melodia cântată de eleva Igorova Alexandra și acompaniată de eleva Alina Renția. Se numește Mai am un singur dor. Da, Sara Predea. Peste 30 de ani, Călinescu încheia în felul următor.
Astfel se stinse în alopturile lustrului de viață cel mai mare poet pe care l-a privit și-l va ieri odată poate pământul românesc. Ape vor se ca în albie și peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate și câte o stea va vesteji pe cer în depărtări, până când acest pământ să strângă toate sedele și să le ridice în țeava subțire altui crin de tăria parfumurilor sale. Același nume pe care l-am tot spus astăzi aici, e vorba de Titu Maiorescu, în studiul, cam în grabă, dar bine, sau în sfârșit foarte actual atunci, e vorba de moartea lui Eminescu, în studiul dedicat trecerii în neființă și al audienței operei eminescene, Călinescu spunea aceste lucruri care astăzi par cu totul și cu totul nu doar excepționale, dar care marchează practic destinul atâtor generații de scriitori români. Pe cât se poate omenește prevedea, literatura poetică română va începe secolul al XX-lea sub auspiciile geniului lui și forma limbii naționale, care și-a găsit în poetul Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire până astăzi, va fi punctul de plecare pentru toată dezvoltarea viitoare a veșmântului cugetării românești. Vă invităm în continuare, tot colegii noștri au mai fost la microfon, deschidem pentru câteva minute cu recitări și lecturări din opera câtorva mari personalități care au descins, ca să folosesc metafora, din mantaua literară Eminescu. Îl invit pe Coca Viorel pentru a da citire de data aceasta, iată unui nume, sigur, mai târziu, dintr-un alt secol, este vorba de Nichita Stănescu. Eu aș vrea să vă spun, am avut ocazia să văd pe George Vraca, într-un recital de poezie Eminescu, mulți ani în urmă. Era un recital de televizat și îmi amintesc foarte bine că maestrul a avut un lapsus, așa, avea volumul în mână, s-a făcut tăcere în întreaga sală, a deschis volumul, și a citit mai departe poezie, așa că nu trebuie să vă faceți niciun fel de probleme, se încheie la carte pe noi. Lecția de zbor de Nichita Stănescu. Mai întâi îți strângi umerii, mai apoi te înalți pe vârful picioarelor, închizi ochii, refuzi auzul, îți spui în sine, acum voi zbura, apoi zici, zbor, și acesta este zborul. Îți strângi umerii cum se strâng râurile într-un singur fluviu, îți închizi ochii cum închid norii câmpia, te înalți pe vârful picioarelor cum se înalță piramida pe nisip. Refuzi auzul, auzul unui singur secol. Și apoi îți pui în sinea ta, acum voi zbura de la naștere până la moarte. După aceea zici, zbor! Și acesta este timpul. Îți strângi râurile cum strângi umeri, te înalți pe behăitul caprelor, zici nevermor și apoi fâl, dai din aripile altcuiva și apoi ești el, iar el este pururi altcineva.
Popescu, un gol destul de mare cu literatura română, a venit 1900, voci poetice nu apăruseră la orizont, se apropia primul război mondial, un adolescent. Poate acum nu vă gândiți prea mult, îl reamintesc eu. Lucian Blaga. Lasă totul la o parte. Și când a descoperit volumul de versuri al lui Eminescu, tânărul de 17 ani se mută la Brașov, învață carte nemțească, serioasă, la gimnaziul din Brașov, și își propune ca sens al vieții lui din acest moment să urmeze drumul eminescian. Ce n-a făcut Eminescu, spune adolescentul Blaga, voi face eu. Învață carte nemțească, merge la Viena, face studii de filozofie, își ia doctoratul în filozofie, scrie poezie pentru că a scris Eminescu poezie, scrie teatru pentru că a scris Eminescu teatru, face publicistică, este cel mai mare filozof modern, dacă vreți, dacă Eminescu n-a putut să ducă acest lucru până la capăt. Blaga. Eu nu strivesc corola de minuni a lumii și nu ucid cu mintea tainele ce le întâlnesc în calea mea, în flori, în ochi, pe buze, ori mormint. Lumina altora sublumă vraja nepătrunsului ascuns în adâncimi de întuneric. Dar eu cu lumina mea, sporesc a lumii taină. Și-n tocmai cum cu razele ei albe luna tremurătoare mărește și mai tare taina nopții, așa îmbogățesc și eu întunecata zare cu lași fior de sfânt mister. Și tot ce-i neînțeles se schimbă în neînțelesuri și mai mari sub ochii mei, căci eu iubesc și flori, și ochi, și buze, și morminte. În plin război, George Călinescu îi părea, în acele momente grele de suferință națională, unul de cele mai importante volume ale culturii românești, istoria literaturii române de la origini până în prezent. În prefață, Călinescu nota: iată cât adevăr conțin aceste rânduri, dacă ne gândim poate și la situația societății românești de azi. Citez. În aceste timpuri de suferință națională, o astfel de carte nepărtinitoare trebuie să dea oricui încrederea că avem o strălucită literatură, care, pe de altă parte, în ciuda tuturor efemerelor vicisitudini, se produce pe teritoriul României mari, una și indivizibilă, slujind drept cea mai clară hartă a poporului român. Eminescu în Bucovina, Hașdeu în Basarabia, Slavici la granița de vest, Coșbuc și Rebreanu în preajma Năsăudului, Maiorescu și Goga pe lângă Oltul Ardelean, sunt eternii noștri păzitori ai solului veșnic. Iată deci astăzi, când omagiem Ziua Culturii Naționale, am ținut să aducem în prim plan aceste gânduri pe care oameni străluciți ai minții românești, ai gândirii românești, le-au spus mult înaintea noastră și noi suntem datori să le aducem astăzi în fața tinerilor generații. Redactori, colaboratori, oameni responsabili în actul de creație și care, de-a lungul ultimilor ani, când spun ultimii ani, mă refer cu precădere la aceste peste două decenii, și-au adus contribuția lor la realizarea, spuneam, acestui mic fenomen cultural turcean care îl reprezintă pentru lumea noastră școlară, didactică și nu numai,
această revistă de cultură Steaua Dobrogei. Printre cei care au fondat revista și pe urmă și-au legat numele de evoluția acesteia prin contribuții deosebite, se numără și regretatul nostru coleg și prieten, reputatul scriitor și publicist Ștefan Romeu Ghioc. Moartea sa, prematură, în plină putere de creație, în toamna anului trecut, iată, ne despart 3 luni de la dispariția sa, a însemnat pentru cei care am fost alături și am lucrat acest fenomen cultural nord-dobrogean, pentru noi a însemnat nu numai pierderea unui prieten deosebit, dar și a unei forțe scriitoricești care se lansase, care se amplificase, care depășise spațiul dobrogean. Am spus de asemenea că în începutul anului, în debutul anului 2011, regretatul scriitor Ștefan Romeu Ghioc a avut atunci bucuria, și noi ne-am bucurat de el, la lansarea unei cărți deosebite, speciale de versuri, volumul de versuri Pașaportul de Piatră, tipărit la editura Constanțeană Exponto și care s-a bucurat de un deosebit succes, deosebită rezonanță în rândul intelectualității. Câteva minute vom acorda atenție momentelor pe care le-am pregătit și din opera sa, înscriind personalitatea vieții și operei lui în acest lung șir al creatorilor români, dintre care și această secvență, să spunem, de spiritualitate nord-dobrogeană și pe care dânsul a onorat-o și noi, la rândul nostru, suntem onorați să o ducem mai departe și să cunoaștem opera. Până vom invita și cei câțiva seminariștele și seminariști care au pregătit, au lecturat, au recitat, vor încerca să recite pentru dumneavoastră câteva dintre textele poetului Ștefan Romeu Ghioc, vă invita pe părintele Protopop, Romeo Ispas Gabriel, cu drag, omul care nu doar l-a cunoscut pe Ștefan Romeu Ghioc, dar l-a cunoscut și într-o ipostază pe care poate mulți dintre noi, cei care, știu eu, avem preocupări legate de profesie, dar aceste lucruri l-au impresionat pe dânsul, ne-a vorbit într-un alt moment despre personalitatea sa. Vă rog să evoce pe scurt câteva gânduri, prin câteva gânduri și să ne propună un text scris de Ștefan Romeu Ghioc pentru biserica unde părintele este și slujește. Vă rugăm, părinte. Mulțumesc atât domnului profesor Mihai Marinache, cât și familie că mi-a oferit această ocazie. Și mă prezint în fața dumneavoastră cu emoție, pentru că într-adevăr l-am cunoscut și îmi pare rău că atât de târziu și atât de aproape, sau atât de aproape, atât de târziu, sunteți mulți aici care puteți evoca multe momente din viața domnului Romeo. Eu am fost părtaș la momentele de chenoză, aș spune, din viața sa, momentele în care cu sinceră și adâncă smerenie s-a apropiat de Dumnezeu și a plecat în fața altarului, genunchii sufletului, dar și pe cei trupului, și a primit cu atâta demnitate
suferința și boala nu ca pe ceva apăsător, nu ca pe o povară, ci mai degrabă ca pe o eliberare și mai degrabă ca pe un semn al mântuirii sufletului său. Ne-a bucurat foarte mult că, întâlnindu-se cu Dumnezeu în biserica noastră, Biserica Sfânta Treime din Etrei, a dedicat bisericii o poezie și poate că a simțit, a bănuit că nu ne poate oferi poezia aceasta în volumul următor, a pus-o în volumul acesta, Pașaportul de Piatră, anunțând volumul următor. Dar parcă a simțit că trebuie să o pun aici și să ne ofere personal. O să citesc poezia aceasta acum și am să o citesc de multe ori de aici încolo, pentru că o să vedeți, biserica noastră este surprinsă cu siguranță